timpul acelor evenimente din primăvară vara anului 1992, al copilului inclusiv la Nistru. Voi încerca să date esențiale în opinia subsemnatului care au condus la declanșarea conflictului și respectiv cauză consecințele acestuia pentru Republica Moldova pe plan intern și extern. Așadar, cu toate că liderii separatiști de la Tiraspol au provocat vărsări de sânge încă în noiembrie 1990, septembrie și decembrie 1991, adevăratul război împotriva Republicii Moldova sau, după cum aprecia primul președinte al Republicii Moldova, un război sângeros și absurd, dar diabolic regizat, a fost declanșat acum două decenii, la 2 martie 1992, zi în care Republica Moldova era admisă cu drepturi depline în Organizația Națiunilor Unite. La ora 1 de noapte, când, în rezultatul unei ordinare provocări, gardiștii și cazacii din subordinea autorităților ilegale separatiste de la Tiraspol au pătruns în sediul secției raionale de poliție din Vasari, dezarmând și arestând 34 de polițiști. Luptele au continuat cu mai mare pe parcursul zilei de 3 martie, când secția raională de poliție din Vasari, redislocată provizoriu în satul Căcier, a fost iarăși atacată de grupuri de separatiști și cazaci înarmați cu pistoale, automat, mitraliere, grenade și cu alt armament modern de dotare armate a 14-a Federației Rusiei. În urma unor lupte de mare amploare s-au înregistrat morți și răniți, inclusiv printre civili. În jurul orei 17, în satul Cocieri, au ajuns primele efective trimise de la Chișinău, și anume o unitate de poliție cu destinație specială, care a trecut Nistru pe viață, întrucât podurile fuseseră blocate de gardiști. Spre seara aceleiași zile, trupele speciale de poliție i-au izgonit pe gardiști și cazaci din cazarmă de lângă satul Cocieri, din care militarii armatei a 14 se regăseseră pentru a o pune la dispoziția rebelilor. Revenit în după acasă zilei de 3 martie de la New York, președintele Mircea Sniegur a avut în dimineața zilei următoare o întrevedere tet-a-tet cu liderul separatist Igor Smirnov, constatând că acesta, citez, continuă să insiste asupra statalității Transnistriei, refuzând propunerea de organizare a unei zone economice libere. Odată provocat și declanșat, conflictul s-a derulat conform scenariului după care fusese regizat. Astfel, pe parcursul zilei de 5 martie, circa 800 de cazaci mercenari ruși au sosit la Tiraspol și după ce au staționat pe masa de prânz, s-au deplasat în direcția orașului Dubăsari. Ca urmare, în zona orașului Dubăsari, conflictul armat s-a extins în doar câteva zile asupra satelor Coșnița, Cocier, Prohedea, Doroscaia, Speie, Tocmachiu, de la Chău, Nevăriești și altele, riscând să degenereze dintr-un conflict local în unul regional. Inversând rolurile de agresor-victimă pentru justificarea prezenței cazacilor ruși în Transnistria și pregătind totodată terenul pentru implicarea forțelor armatei a 14-a în conflictul armat, compania rusă Ostașkino a difuzat la loc martie și mirea cum că în conflictul de comandă stânga ministrului s-a fi implicat cetățenii ai statului vecin România și că de pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost transportate în România 28 de sicrie. Este de remarcat în această ședință o bună deputată din acea perioadă, Anatol Visețchi, cunoscut ideolog al Interfrontului, care aprecia că, citez, aflarea cazacilor pe teritoriul Moldovei independente, acțiunile lor plătează demnitate și onoare poporului rus. Și în continuare, cazacii sosiți în Moldova, prin însuși comportamentul lor, compromit Rusia. Ba mai mult, prin acțiunile lor nesăbuite, cazacii pentru că pun semne egalitate între Rusia și măsură de agresor. În calitate de măsură punitivă, la 11 martie 1992, Parlamentul Republicii Moldova i-a suspendat înainte de termen mandatul de deputat liderului separatist Igor Smirnov, iar în ziua următoare aceleași măsuri au fost aplicate deputaților Iacovlev, Rydin și Volkov. În ziua de 14 martie au fost aruncate în aer podurile de peste Nistru, în zona localităților Vadului Vodă și Dubăsare, iar în noapte spre 15 martie, liderul Comitetului de Grevă al Femeilor din Tiraspol, cu circa 600 de separatiști și cazaci mercenari, au atacat o unitate
militară din lângă Tiraspol, din componența armatei a 14-a, capturând o cantitate importantă de armament și de echipament militar modern. Cărbarele se concomitent cu operațiunile militare propriu-zise, cu războiul informațional și cel politico-diplomatic, Rusia a mai recurs și la un alt tip de război, blocându-o din punct de vedere economic și financiar, provocând economiei Republicii Moldova pagube cifrate la enormă sumă de 4,5 miliarde de ruble, în timp ce războiul din Transnistria mistuia zilnic 10 milioane de ruble. Încă din ianuarie 1992, Banca de Stat al Uniunii Sovietice, devenită între timp Banca Centrală a Federației Rusie și, respectiv, deținătoare monopolului asupra masei monetare pe întreg teritoriul Comunității Statelor Independente, este o blocadă asupra conturilor valutare ale întreprinderilor și cetățenilor din Republica Moldova, pentru ca la 12 martie să fie deschisă o filială a acestei orașe din Aspol, destrămând astfel flagelul sistem bancar al Republicii. În situația creată, la 18 martie 1992, Mircea Sinebu și-a asumat obligațiile de comandant suprem al forțelor armate, semnând în aceeași zi decretul cu privire la trecerea sub jurisdicția Republicii Moldova a unităților armate dezbăcate pe teritoriul ei, în vederea, citez, creării bazei pentru formarea forțelor armate ale Republicii Moldova. La 28 martie a fost dat publicității decretul președintelui Republicii Moldova cu privire la decretarea stării excepționale pentru teritoriul Republicii Moldova, instituindu-se totodată conducerea directă a statului prin intermediul Consiliului Suprem de Securitate. În doar câteva zile, încercăm să elucidăm acest conflict transnistrian, care, după cum bine se cunoaște, a evoluat într-un veritabil război moldorus în vara anului 1992. Și atunci, pentru ca să înțelegem care este esența acestui conflict, bineînțeles că trebuie să elucidăm originele, cauzele acestuia. Din păcate, autoritățile oficiale de la Chișinău, atunci când acest conflict s-a declanșat, au demonstrat o abordare superficială și n-au încercat să consulte experții care cunosc realitățile din stânga Nistrului, din regiunea stânga Nistrului, pentru a găsi acele, identifica acele premise care puteau fi exploatate și le-au exploatat, de fapt, cu mult succes forțele proimperiale de la centru. Mai întâi de toate, sub aspect istoric, bineînțeles că există multiple cauze care au alimentat acest conflict, care, așa cum spuneam, a degenerat într-un război autentic. Este o diferență între, chiar dacă vreți, între populația titulară a Republicii Moldova din stânga Nistrului față de cea din dreapta Nistrului. Românii transnistreni sau moldovenii transnistreni cu origini românești, ardelenești, pentru că marea majoritate a populației din această regiune a Republicii Moldova are origini ardelenești, transilvaneni, au venit bună parte cu transumanță în aceste raioane atunci când zona respectivă a devenit una sub aspect al siguranței atractivă, pentru că se știe foarte bine, de-a lungul unui mileniu și ceva, această regiune a fost un bulevar de trecere, inclusiv în perioada marii migrațiuni a popoarelor, dar și în perioada ulterioară era o zonă de maximă insecuritate. Și din aceste considerente, populația băștinașă a preferat să se retragă din acest spațiu. În secolul al XVIII-lea, în special în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, regiunea respectivă înregistrează un proces amplu de colonizare cu reprezentanța diferitor etnii, dar cu preponderență românească, pentru că așa se întâmplă că aceste localități din stânga Nistrului se formează sau se reanimează cu efortul, cu concursul unor coloniști veniți din dreapta Prutului și în special dincolo de Carpați, din Transilvania. Această populație, în ciuda faptului că are origini românești, totuși a avut un destin mai trist, mai vitreg, mai dramatic decât populația majoritară titulară din dreapta Nistrului, pentru că și aflarea sub ocupație imperială rusă și sub ocupație sovietică a fost de o mai lungă durată decât cea pe care a înregistrat-o populația titulară din Basarabia. Așa, după cum bine se cunoaște, în urma unui război ordinar ruso-austro-turc din 1787-91 se semnează pacea de la Iași, în urma căreia
aceste raioane sunt incorporate în componența Imperiului Rus, care altădată făceau parte din, din componența Regi Postpolitii, statului polono-lituanian. Din acest moment, în această zonă, în această regiune, se declanșează un proces amplu de colonizare cu populație ucraineană, rusească, deci o, o colonizare dirijată, organizată de către autoritățile imperiale ruse, întrucât aveau acest interes de a-și asigura aici supremație și sub aspect etnic, întrucât era o zonă de limitrofă, era limita vestică a Imperiului Rus și era zona care trebuia să servească în calitate de cap de pod pentru ulterioarele politici de cucerire și de anexiuni pe care Imperiul Rus dorea să le realizeze. Și cu toată această politică controlată, dirijată de către autoritățile țariste și cu diminuarea ponderii populației românești vorbitoare de limba română, ea rămâne o anumită perioadă, mai mult decât jumate de secol, populație majoritară în acest spațiu. Artificială, creată de anumite forțe politice din, din afara Republicii și de anumite forțe interne. Așa ceva s-a întâmplat și în alte state, să observăm și la noi această chestiune. Îmbrată pe asistență, deci am să mă opresc accent asupra celor momente care, din punctul de vedere al dreptului, îmi permit să constat că așa numită Republica Autonomă Istriană este nelegitimă. Și am să demonstrat și să demonstrat acest lucru chiar prin intermediul normelor de drept sovietic care au fost în vigoare atunci când Uniunea Sovietică când s-a format această Republică. În primul rând, să ne amintim de faptul că orice regiune autonomă, orice republică autonomă pe teritoriul unei republici unionale putea să fie constituită, așa prevedeau legile, constituțiile din perioadele respective, numai prin legile adoptate de organele supreme de stat ale republicilor unionale. Și la a doua etapă, legea adoptată de organul suprem al Unii Republici Unionale trebuia să fie aprobat și de către organul suprem de stat al URSS. Să ne aducem aminte că Republica Autonomă Sovietică Socialistă. Este posibil că astăzi nu trebuie de descris pe toate. Eu tare sper că mai ales lumea de știință a să analizeze procesele care s-au petrecut numai în momentul, spunem așa, în aspectul acela de a evidenția cine e vinovat și cine nu e vinovat. Eu supun că noi trebuie să facem concluzii serioase, să vedem greșelile efectuate, ca să le folosim pentru noi a mai repeta și pentru a progresa mai departe. Fiindcă dacă noi ne-am accentua numai la momentul acela e vinovat, acela n-a făcut, acela n-a făcut, au trecut 20 de ani. Ce mișcare serioasă noi am făcut în dezvoltarea noastră? De ce noi n-am făcut concluziile corespunzătoare din conflictul din 92? Doar atunci la noi s-a început nihilismul judiciar în Republică, care se continuă până în ziua de astăzi. Noi așa și nu ne-am învățat să stimăm legea. Eu cred că în jurul la problemele acestea noi trebuie mai mult să studiem, să căutăm căi de ieșire din situație. Acum eu aș vrea să mă prezint, deoarece să nu înțeleagă auditoria că eu mă vizui pe surse scrise. Tot ce am să vă povestesc eu, a trecut din sufletul meu, din pielea mea, din inima mea și consecința am avut foarte serioasă din punct de vedere și fizice după acest conflict. Eu în 92 eram, în februarie, eram șeful Departamentului de Poliție, Ministerului de Interne.
Ca să vă închipui ce înseamnă departamentul de poliție, asta era toată poliția îmbrăcată în uniforma milițiană, spunem așa, de perioada aceea. Practic, în supunerea mea, erau toate serviciile poliției, în afară de pompieri și pedeciari. La începutul conflictului, eu am fost numit șeful statului operativ, care a condus, practic, toate acțiunile în conflict, mai ales în regiunea Coștița, Cocieri, Dubăsari, iar după aceasta, la ultima fază, eu am trecut în Tighina, unde de acum l-am ajutat pe comandantul platoului acela, domnul Mămăligă, răposatul Mămăligă. Conflictul, eu am să vă stăresc să nu mă repet, sunt unele date care de acum sunt expuse. Conflictul, într-adevăr, s-a început formal, să spunem așa, la 2 martie. Atunci când au atacat comisariatul de poliție din Dubăsari. Însă, puțin știu că aceleași procese s-au petrecut și în Caminca, și în Râmnița, și în Slobozeie, și în Grigoriopol, și acolo au fost tot atacate foarte serios comisariatele de poliție, au fost supuse torturilor, spunem așa, colaboratorii care se rămâneau pe poziția legislației în vigoare, adică erau devotați legii și Constituției, și despre acești oameni noi mai puțin știm, fiindcă tot se începe de asta. Conflictul, într-adevăr, s-a început în legătură cu asaltul care a fost făcut comisariatul de poliție din Dubăsari. S-ar spune că cuțitul a ajuns la os și conducerea Republicii a primit decizia ca să acordăm ajutor și să deblocăm comisariatul de poliție din Dubăsari. Momentul acesta nu a fost la timp efectuat și, într-o măsură oarecare, primirea operativă a deciziilor se bloca într-o mare, spunem așa, măsură de șovăielile conducerii, de unele momente, să spunem așa, mai mult umane, care erau născute de personalități concrete. De atâta eu aș atrage atenția, mai ales auditorii de știință, că momentul uman trebuie să fie studiat foarte profund. Eu sunt credințat că, studiind rezultatele și greșelile din conflictul din 92 și post-conflict vreo câțiva ani, da? Noi am să îmbogățim foarte serios metodologia de selectare a cadrului. Noi n-am făcut până acum o analiză profundă a rezultatelor operațiunilor la Bindier, de la Tighina, unde au fost făcute o sumedenie de greșeli foarte serioasă. Operațiunile au fost pregătite foarte prost. Concluzii n-au fost făcute, analize profunde n-au fost făcute. În rezultatul aceea, o sumedenie de conducători de diferite niveluri n-au fost prețuiți la bună valoare și posibil că asta și-a adus la multe consecințe, spunem așa, în perspectiva de astăzi, la consecințe negative. Îndeosebi conflictul din 92, pe mine personal, m-a adus la așa o concluzie, că orice eveniment de însemnătate statală, după petrecerea lui, trebuie numai decât analizat profund și făcut să știm nu numai eroii, dar și ceilalte parte negative. Să avem posibilitate ca la posturile de conducere, de orice nivel, să fie într-adevăr oameni care în scopul principal și-al pun interesul poporului, pun interesul Republicii, dar nu pun niște probleme meschine. Eu, ca, spunem așa, ca motivație la această concluzie, pot să aduc foarte multe pilde neplăcute. Însă, eu cred că n-are rost lucrul ăsta. Dacă cineva e interesat ca eu să-i dovedesc, eu sunt gata ca să nu fac atenție. În 92, la 2 martie, brigada de poliție cu destinație specială a trecut ministrul într-adevăr pe gheață. Închipuiți-vă 2 martie, când era de acum
temperatura plus, gheața scârțâia foarte serios. Noi atunci când am primit decizia, eu când m-am pornit pe gheață primii pași, am înțeles că asta e avantură. Eu nu țin minte cine din niște gospodari a spus, dar hai să ducem scânduri. Și aici a reacționat foarte repede executivul din Friuleni și în practic, în parcurs de vreo câteva ore, fost aduse undeva vreo 3-4 camioane de scânduri groase, de 50 late, pe care noi le punem de gheață și pe tărâte, colaboratorii din brigadă au trecut Nistru de la Gulercani spre Cocieri. Fiindcă spre Dubăsari era complicat, acolo erau gardiști, erau de acum poziții să auzau focul. Ei au trecut încolo și sarcina principală a fost pusă, fiindcă noi aveam informații că se devastează unitatea militară. De acum, sătenii din Cocieri cereau ajutor, au trecut pe partea noastră mulți locuitori care ne povesteau ce se întâmplă. Și brigada OPON, cum atunci era, a ocupat această unitate militară, despre lucrurile ce au fost spus. Din păcate, populația locală a devastat complet această unitate și toate bunurile materiale au fost luate. Noi multe lucruri după asta le-am strâns. Mai mult ca atât, acolo erau și obiecte apărării civile destul de periculoase, am avut probleme cu asta. Ele au fost de acolo, care le-am găsit, noi le-am scos. De pildă, un vas cu elemente radioactive, noi l-am căutat undeva aproape o lună până și m-am găsit la un gospodar în ogradă. În orice caz, ea prinde bine. În afară de aceasta, asta le-a permis populației locale să înarmeze. Foarte mult s-au înarmat cu automate, diferite alte arme. Și aceasta nu că a creat probleme, însă la prima etapă era foarte complicat de a-i organiza. Trebuie de spus că populația locală, Cocieri, Coșnița, Doroțcaia, din Dubăsari și așa mai departe, s-au arătat, într-adevăr, ca niște, să spunem așa, eu mă mândresc că îi cunosc pe oamenii ăștia, fiindcă ei, într-adevăr, în niște condiții foarte complicate, s-au jertfit, făceau și prostii ca orice om, da? Însă ei s-au jertfit și, într-adevăr, au susținut, într-o măsură foarte mare, poliția care a trecut pe partea cei alistului. Și noi nu avem experiență de luptă, de război. Erau așa cazuri că colaboratorul de poliție se ascundea într-o groapă, ridica automatul și așa mușca. Mai mult ca atât, majoritatea principală a colaboratorilor de poliție și de cetățenilor de rând, neavând experiența de mânui arma, munițiile este le împroșca în aer în minute. Fiindcă de ajuns să atleși acolo pe trăgaci automatului și dacă țin mai mult de vreo 10 secunde, practic magazinul e împușcat. Și la prima etapă a apărut un deficit colosal, deficit de muniții. Vedeți că la război nu sunt mari în slujuri. Deficit de muniții, deficit de comandanți cu experiență militară, poliția era pregătită cu tot cu alte scopuri. Deficitul acesta era foarte complicat și a adus o sumedenie întreagă de probleme. Eu chiar și poreclă la Ministerul de Interne aveam dai patronul în toate perioade de conflict. Iată așa mi se spune acum ceva, însumam și cred că se vedeam. Așa a fost situația reală. Alte probleme de pe partea cei din Cucinei, care erau de-a lungul Nistrului, Oadul Vodă și așa mai departe, au fost devastate și prindate. Noi eram nevoiți.